Ți-ar plăcea să ai un portfel că de fiecare dată cheltuiești un banuț, se umple automatic cu o sumă dublă? Ar fi frumos, nu? Dar de fapt acest portfelul există și este deja în posesia ta. Hai să vedem despre ce e vorba. Salut, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că energia este o componentă fundamentală a performanței, chiar și astăzi vorbim pe tema asta, sub o formă un pic diferită. În zilele trecute am abordat niște teme aparent foarte diferite, adică am vorbit de calitate în business, am vorbit de vampiri energetici, am vorbit de egoism și altruism, am vorbit de vânt și barca cu pânza. Deci, niște teme aparent diferite, dar de fapt toate cu aceeași linie, adică asupra aspectul aparent paradoxal al energiei. Adică, în timp ce la prima vedere ni se pare că lucrul cel mai inteligent de făcut cu energia în toate formele ei ar fi să o păstrăm, să o ținem strict pentru noi, de fapt ni se dovedește că faptul de a oferi energia în toate formele ei celorlalți este strategia câștigătoare pe termen lung. Adică noi avem un univers care funcționează într-un anumit fel. Dacă înțelegem cum funcționează acest univers, imediat avem rezultate pe care le dorim. Lumea se poartă cu energia cum dacă ar fi ceva limitate, cum dacă ar fi ceva care ar trebui păstrat. Dar asta se datorează faptului că nu ai înțeles despre ce e vorba. Lumea insistă să se fure energie unul cu altul pentru că nu este conectată la sursă despre care deja am vorbit. Adică, cum să spun? Hai să imaginăm că suntem pe plaja. E faptul că ceilalți iau soarele nu fură nimic mie. Soarele e pentru toți, așa de imens că nu are niciun sens să mă plingă că faptul că alții sunt pe aceeași plajă. Dar unii se pare că se plimbă tot timpul cu umbrela pe cap care face umbra și vede ceilalți care sunt luminați și încearcă să fure oarecum lumina lor și dacă nu rosesc zic că bine, hai să-i fac umbra și lor. Dar nu așa merge, pentru că în momentul în care eu scap de negativitatea mea și mă conectez la sursa, nu mai am nevoie de a fura energia pe ceilalți, că n-ar mai avea niciun sens. Deci, care este ideea? În momentul în care eu ofer energia celorlalți, și am zis deja cum se face, adică cu o simplă vorbă bună, cu o simplă un compliment, cu un simplu ajutor, imediat ridic nivelul energetic celorlalți, cei care sunt în preajma mea. Dar tocmai asta este lucrul cel mai egoist, tocmai pentru că poi încarcă automatic energia mea. Și de asta nu e întâmplător că biserica ne spune să ajuți pe ceilalți, pentru că știe că la sfârșit este exact ceea ce te face să te simți bine. Deci, învețăm să ne conectăm cu sursa, scăpăm de blocajul nostru mental care ne face să crede că energia noastră e limitată. Și energia asta, cum am zis, se transformă în alte feluri de energie, pentru că atunci când înțelegem asta, că dacă oferim energia, energia noastră nu se diminuează, ci se ridică, nu? Avem cheia a fericirii, a relațiilor, a banilor, a sănătății, tot ce într-adevăr ne dorim. Deci, fiți generoși cu energia și veți descoperi că va fi lucrul cel mai egoist și inteligent pe care se poate face. O zi bună în continuare!